Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului Doxologia Live, la o nouă seară biblică. Sunt Părintele Cătălin Varga, gazda dumneavoastră, și în seara aceasta am să vă prezint un subiect deosebit de important pentru această perioadă a săptămânii patimilor, și anume procesul Domnului Iisus Hristos. Am spus încă din titlu că îl voi aborda strict din perspectivă juridico-teologică. Aceasta deoarece tema a fost magistral prezentată publicului de către părintele profesor Stelian Tofană. Din punct de vedere biblic, mie nu mai rămâne decât să mai adaug sau să completez cu această dimensiune juridică ceea ce părintele deja, după cum spuneam, a emis în stilul său caracteristic și foarte constructiv. De aceea, în seara aceasta am să urmăresc doar așa numitele vicii de procedură juridică care au avut parte de-a lungul procesului lui Iisus, atât în faza sa religioasă, cât și cea politică. Nici Pilat nu este scutit de astfel de vicii de procedură și vom urmări care au fost consecințele acestor erori juridice în toată această dramă ce se consumă în această vinere mare care urmează să plângem împreună. Nu mai insist foarte mult cu introducerile. Mi-am propus să condensez întregul conținut în maxim o oră, ca mai apoi să luăm întrebările. Tocmai de aceea veți vedea că nu voi insista foarte mult pe textul biblic, în speță pe dialogurile ce se poartă între Iisus și Sinedriu, pe de-o parte, sau între Iisus și Pilat, și doar voi sublinia esențele acestor dialoguri, iar unde va fi cazul, voi reda și respectivele versete. Trebuie spus din capul locului că avem de-a face cu un simulacru de proces. Este pe bună dreptate cea mai mare nedreptate din istoria juridică a lumii. Este cel mai mincinos proces și uite că victima, dacă este, se permite să spunem așa, este însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Haideți foarte pe scurt, tot la nivel de introducere, să insistăm puțin asupra componenței acestui tribunal de judecată. Avem de-a face, în primul rând, cu Irod Antipa, care este fiul lui Irod cel Mare. Vă amintiți de el din momentul nașterii Domnului Iisus Hristos, când a pornit acel plan demențial de a ucide pe toți tăi născuți de până la 2 ani, în speranța că îl va prinde pe Hristos, planând suspiciunea că îi va usurpa tronul. Acest Irod Antipa, sau Antipater, cum este în limba greacă, adică în locul tatălui său, este cel care urmează la domnie, un guvernator al Galilei, deosebit de crud și el, care preia carele tatălui său, după cum vom vedea. Un despot care ajunge să-și stranguleze soția, soacra, este cel despre care Sfântul Ioan Gură de Aur va vorbi destul de hotărător împotriva. Duceți aminte episodul cu Irodiada. Așadar, acesta este unul dintre personajele acestui proces, un om de o moralitate și integritate îndoielnică. Îl avem pe de cealaltă parte pe Pilat, guvernatorul roman din Iudeea. El era cel însărcinat cu jurisdicția civilă penală. S-a căsătorit cu Claudia Procula, fata împăratului Tiberiu de la Roma de la acea vreme. Și el răspundea direct cezarului cu privire la cele ce se întâmpla în regiunea sa. Istoria consemnează un sfârșit tragic al său, prin sinucidere, acuzat la rândul de lez majestate. Cel care îl va acuza pe Hristos de lez majestate. Deci cum istoria se repetă și cum istoria la un moment dat te pedepsește. Îl avem pe Ana, fostul mare preot și fostul șef al Sinedriului, ginerele marelui preot Caiafa din acea vreme. Ana, care în ebraică Hana, însemnând cel care beneficiază de grație sau de favoare din partea Dumnezeu. Este o ironie a sorții că însuși acest Hana nu dă dovadă deloc de grație sau de favoare în cazul Domnului Iisus Hristos, ci împreună cu ginerele său
sunt cei care orchestrează acest proces demențial al condamnării Mântuitorului Iisus Hristos. O ignominie la scenă deschisă și vom vedea în cele ce urmează doar din perspectiva încălcării legilor în vigoare. Interesant de spus despre acest om și să nu trecem foarte repede cu privire la acest detaliu. El era responsabil cu valuta de schimb de la templu, casele de bani. Vă aduceți aminte când Hristos intră în templu și ia biciu și biciuiește pe toți aceia care transformaseră casa tatălui în casă de tâlhari, spune Mântuitorul. Din acel moment se pornește sau ia loc un conflict deschis de interes între acest Ana și Mântuitorul Iisus Hristos. Prin urmare, nu avea dreptul moral să participe la acest proces al lui Iisus. Și vom insista un pic mai târziu cu privire la această chestiune legată de integritatea judecătorului, de conflictul de interese. El avem mai apoi pe Caiafa, el era, cum am spus, marele preot al momentului și el fiind, de fapt, principalul martor al acuzării, îl condamnă pe Hristos la moarte pe motiv de blasfemie. De fapt, dacă veți citi Evanghelia după Ioan, capitolul 11, când Iisus îl învie pe Lazar, însărbătorit recent, nu? Sâmbăta lui Lazar, puteți vedea că imediat după ce se săvârșește această minune, nemai auzită de nimeni, ca cineva să învie un mort, după ce intraseră de 4 zile în putrefacție, își pune în gând să-l omoare pe Hristos, acest Caiafa. Practic, sentința de condamnare la moarte este dată cu mult timp înaintea derulării acestui proces. Iarăși, o problemă legată de integritatea judecătorului. Și avem, după cum bine v-ați dat seama, am pomenit deja acest cuvânt, Sinedriul sau Sanhedrinul. Era alcătuit din 80% saducheii, elita filozofică și preoțească a vremii, dar care era departe de doleanțele poporului, nu păstra contactul cu societatea, ei erau inteligenții a vremii și aveau o atitudine foarte trufașă. Aceștia ocupau 80% din locurile Sinedriului, format din 71 de membri în frunte cu marele preot, care era șeful Sinedriului, iar cealaltă bucată de 20% era formată din farisei, un partid politic foarte la modă, să știți, și foarte aclamat și apreciat de popor. Ei erau printre popor, ei erau cu poporul, ei promovau dorințele poporului și ei erau cei care promiteau poporului că la un moment dat îi va scăpa de sub jugul împovărător al Imperiului Roman. Practic, era o relație de dragoste între farisei, acești farisei pe care Hristos îi va critica cu ample injurii, cărora le va declama un amplu rechizitoriu, citiți doar în Matei, capitolul 23, celebrele invective, vai vouă, morminte văruite, nu? Cum va numi Hristos și va încerca să le corijeze toate aceste derapaje specifice lor. În fine, și trebuie spus că Sinedriul era compus din aceste partide în frunte cu marele preot al vremii. Primele rădăcini ale acestui Sinedriu, ne spune Biblia, apar din epoca celui de-al doilea templu și vedem în cartea lui Ezra că primește însărcinare din partea lui Artaxerse să înființeze săl de judecată pentru poporul care se întorseseră proaspăt din robia babiloniană, așa numită Marea Sinagogă, Kineset Hagedolah, care va fi mai târziu legiferată pentru popor. Deci rădăcina, nu, biblică și istorică a acestui mare Sanhedrin. De ce 71 de membri? Vedem în Numeri, capitolul 11 cu 16, când Moise, la sugestia socrului său, pune bazele unui tribunal format din 70 de bătrâni care vor judeca toate litigiile survenite în popor. Spuneam că insist puțin asupra părții juridice. Cam atâta cu privire la componența acestui proces de judecată. Nu mai amintesc despre Nicodim, cel cu care Hristos se întâlnește, vă amintiți în Ioan capitolul 3 și problema nașterii din nou. Și nici
asupra lui Iosif din Arimatea, pentru că părerile specialiștilor sunt împărțite. Unii spun că și ei au participat la acest proces, alții spun că n-au participat, fiindcă n-au fost convocați, deoarece se știa că dacă vor veni, îl vor favoriza pe Hristos. Părerile sunt împărțite, nu mai are rost în sistemul asupra lor, ci doar aș vrea să vă citesc câteva texte de bază ale Talmudului. Vă recomand această carte de Cohen, Talmudul tradus în limba română. Este cartea de bază cu privire la dreptul penal iudaic. Acolo sunt scrise, mai ales în Mișna și în Gemara de secolul II după Hristos, toate prevederile cu privire la cum trebuie interpretată legea și aplicată și apoi dispoziția acelor halaha, calea de urmat cu privire la soluționarea problemelor litigioase în popor. Interesant ce se specifică în acest Talmud, vă citesc la pagina 405, un paragraf, ca să vedeți cum însuși legea nu era respectată de cei care se pretindeau apărătorii legii. Se spune așa, prevedere clară, legală. Dintre cei 71 de membri ai curții, trebuiau să fie prezenți cel puțin 23 atunci când se declarau, când se făcea judecată. Nici unul nu putea ieși nici măcar pentru o clipă, fără să se asigure că acest număr rămâne neschimbat cât timp el va pleca. Atenție ce urmează. Ședința ținea de la ora arderii de tot, de dimineață, până la holocaustul de seară. Nu seara, cum îl aduc pe Hristos la judecată. Din start se încalcă această prevedere. În zilele de șabat și de sărbătoare și în ajunul lor, exact când îl prind pe Hristos, iarăși o încălcare flagrantă. Deci în aceste zile ei nu se adunau, nu aveau voie să facă ședințe de public și se adunau decât în casă de studiu de pe muntele templului. Când le era supus o chestiune, dacă ei cunoșteau halaha cuvenit, am amintit despre aceasta legea, o declarau dacă nu se trecea la vot. Ați observat, citind sfârșitul tuturor celor patru evanghelii, partea aceea care cuprinde patimile, răstignirea și învierea Domnului, că decizia de condamnare la moarte lui Hristos nu se ia în urma votului, ci printr-o decizie personală a marelui preot. Se încalcă și acest principiu al prevederii legislative ca să se pronunțe sentința în urma votului secret, pentru ca judecătorii bătrâni să nu influențeze pe judecătorii tineri. Acesta era raționamentul pentru care se apela la vot. Merită încă un paragraf citit. Cu privire la integritatea judecătorilor, am amintit despre această problemă. Este, dacă vreți, chestiunea numărul 1, delictul numărul 1 cu privire la procesul Mântuitorului. Problema judecătorilor și integritatea lor. Ia uitați ce se spune. Sunt date câteva reguli pentru a-i călăuzi pe judecători. Fii circumspect când judeci. Ca judecător să nu îndeplinești funcția unui avocat. Exact ce face Caiafa când merge și îl acuză pe Hristos. El atunci juca rolul avocatului acuzării. Nu avea voie să facă așa ceva. Cât timp părțile într-un proces apar în fața ta, consideră-le atât pe una cât și pe cealaltă ca vinovate. Dar când ele s-au retras, socotește-le pe amândouă ca nevinovate, deoarece ambele au fost de acord cu verdictul. Cercetează cu mare grijă mărturiile, exact ce ei nu fac. Ajută-i pe martori cu vorba, ferindu-te de orice ar putea îndemna la declarații false. Întregul proces este o suită de calomnii și de acuzații false la adresa Mântuitorului. În fine, voi citi imediat mai multe astfel de vicii de procedură, dar am dorit mai întâi să ne raportăm la lege. Să vedem exact ce spunea legea iudaică, ca să înțelegem mai apoi marea eroare care se produce cu privire la judecarea lui Hristos. Trebuie spus că acest proces se clădește pe două chestiuni juridice, și anume dreptul procesual, și anume vicile de procedură care se produc și pe care le voi sintetiza imediat, și apoi dreptul material, legea care incriminează sau care eliberează pe acuzat. Și acum, cu privire la dreptul procesual, foarte pe scurt, prima problemă este conflictul de interese despre care am amintit. Acești judecători erau, de fapt, dușmanii publici numărul 1 ai lui Hristos. Nu aveau dreptul să-l judece.
De aceea judecata lor este una lipsită de temeinicie. Și apoi, care sunt, așadar, dragilor, care sunt principalele vicii de procedură? Mai întâi de toate este vorba despre un complice, nu? Este vorba de Iuda, cel care îl denunță pe Hristos. El nu avea voie ca ucenic al său să meargă să-și denunțe stăpânul. Din start era un conflict de interese și se considera a fi complice judecătorilor corupți care vor dori să se folosească de acest Iuda în scopuri subversive. Cercetătorul evreu Samuel Mendelssohn, merită să-l citez, spunea în cartea sa Jurisprudența penală în Israelul antic următoarele: mărturia unui complice, este cazul lui Iuda, nu este permisă în legea rabinică, deoarece nici viața unui om, nici libertatea sa, nici reputația sa nu pot fi puse în pericol de răutatea celui care mărturisește strâmb, cazul lui Iuda. Apoi, judecătorii stabilise să-l condamne pe Iisus înainte ca procesul să fie început. Și am amintit despre conflicturile lor cu Hristos. Conform Talmudului, dacă un judecător știa ceva despre cauza respectivă în afara celor spuse de martori sau avea un resentiment față de acuzat, era obligat să se recuzeze din instanță, ceea ce judecătorii de față nu fac. Apoi procesul a început noaptea, iar judecătorii erau lipsiți de imparțialitate. Am citit din Talmud și ați văzut că nu aveau voie să înceapă procesul de judecată noaptea. Mai apoi, instanța de judecată nu-i comunică lui Iisus acuzațiile și nici măcar nu prezintă martorii acuzării. Iisus este arestat de poliția templului, condusă de Caiafa, pe motiv de faptă gravă. Se spunea că a săvârșit un astfel de delict încât nu mai necesită și nu mai suferă amânare. Trebuie prins instant, că periclitează ordinea publică. Și apoi când este judecat, totul se transformă într-o acuzație pe baza învățăturilor sale. Și vedeți, o inadvertență cu privire la acuzațiile aduse Mântuitorului. Apoi Hristos este agresat fizic în timpul procesului. Am spus că nu citesc multe versete, dar merită citit acesta și v-aș ruga să aveți Biblia deschisă în această seară și să deschidem împreună în Ioan, Evanghelistul Ioan, capitolul 18, de la 22 la 23, să vedeți o încălcare a procedurii juridice. În ce constă ea? Stă scris așa: și zicând el acestea, unul dintre slujitorii care stăteau de față i-a dat lui Iisus o palmă, zicând: așa ai răspuns tu arhiereului, legea prevedea că nu aveai voie să te atingi fizic de inculpat, nu aveai voie să-l agresezi pe durata procesului. După ce procesul delibera cu privire la condamnarea sa, aveai tot dreptul să te atingi de el și să-l omori, dar până atunci nu. Iarăși un viciu de procedură. Apoi procesul s-a desfășurat într-un loc impropriu, ne spune evanghelistul Marcu de data aceasta. Deschidem în capitolul 14, Marcu 14 cu 54, este scris așa: iar Petru de departe a mers după el până în lăuntru, atenție, în curtea arhiereului, și ședea cu slugile încălzindu-se la foc. Nu avea voie un proces de judecată să se desfășoare în curtea arhiereului, tocmai pentru ca să nu fie influențată mai apoi decizia celorlalți membri de judecată. Iarăși un principiu sine qua non pe care Caiafa, conducătorul, vedeți, îl încalcă deliberat. Toate acestea vorbesc despre acest complot care se desfășura la adresa lui Iisus. Apoi Sinedriul caută martori mincinoși. Ia uitați ce se spune în Matei, capitolul 26, cu 59. Iar arhiereii, pătrânii și tot Sinedriul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Legea iudaică, în speță Deuteronomul, preciza clar: dacă în instanțele de judecată vor fi identificați martori mincinoși, care pe baza mărturilor lor mincinoase, acuzatul va sfârși prin pierderea vieții, ei însăși vor plăti cu viața lor. Sinediștrii nu doar că nu i-au pedepsit cu moartea pe acești martori mincinoși ai lui Hristos,
Și spun unii cercetători că i-au și recompensat pecuniar ca să depună mărturie mincinoasă. Care erau acuzațiile mincinoase? Două. Ambele se sprijineau pe această idee de hulă împotriva lui Dumnezeu. Odată, invocând un text din Deuteronom 19, de la 16 la 20, unde Moise spune clar că pe profetul mincinos să-l stârpești cu moarte din mijlocul tău, ei interpretau declarația mesianității lui Iisus ca fiind o declarație a unui profet mincinos pe cale de consecință trebuie ucis, iar cealaltă prevedere, acestea, repet, fac parte din așa numitul proces material de care am vorbit. Până acum, viciile de procedură fac parte din zona procesului procesual, iar acum, în zona procesului material, avem de-a face cu legile care îl incriminează pe acuzat. Iar cea de-a doua blasfemie privea promisiunea dărâmării templului. Hristos la un moment dat spune că dărâmați acest templu și în trei zile îl voi reclădi. Iar evanghelistul Ioan consemnează, veți vedea în capitolul 2, dacă nu mă înșel, sau 1, că el se referea la templul trupului său. Ei au interpretat eronat această declarație și îl acuză pe Hristos de blasfemie. Dărâmarea templului sfânt, da, de la Ierusalim era o blasfemie sau o culă adusă lui Dumnezeu. Textul de bază este în Levitic, capitolul 24, 15 cu 16. O scurtă digresiune, să știți că Ieremia, profetul Ieremia, dacă veți citi, în capitolul 26, este trimis de Dumnezeu să mărturisească poporului că dacă nu se vor pocăi de păcatele lor, Dumnezeu însuși va distruge templul. Este vorba despre distrugerea primului templu de către babilonieni. În epoca lui Iisus avem de-a face cu cel de-al doilea templu pe care îl vor distruge romanii în anul 70 după Hristos. Iar reacțiile mulțimii, la fel și atunci manipulată de elitele religioase și politice ale vremii, a fost să-l dea la moarte pe Ieremia că blasfemiază. Să vedeți cum, deci repet, Ieremia 26, ce bine se aseamănă cu acest destin cristologic de mai târziu. Putem spune despre Ieremia că are, nu? Are o chemare cristică, se aseamănă cu Hristos pentru că mărturisește cu prețul propriului său sânge. Și mai apoi vei ști că Ieremia va fi omorât. Apoi iarăși un viciu de procedură, Sinedrul îl condamnă pe Iisus în baza propriilor afirmații. În Matei 26, 65 cu 66, Hristos se intitulează Fiul lui Dumnezeu. Era împotriva legii iudaice ca un acuzat să se autoincrimineze dacă mărturia acestuia nu era validă de încă doi martori. Nu puteai tu să te autoincriminezi decât dacă martorii îți găseau acuza respectivă, ce nu mai putea fi retrasă, care era, nu, în evidența tuturor. Un alt jurist evreu, marele medieval Maimonide, spunea așa, citez: noi avem ca principiu de bază în jurisprudența noastră că nimeni nu poate să-și aducă acuzații împotriva sa, decât doar dacă este confirmată de alți doi martori. De ce? Pentru că plana asupra acestei decizii, plana o chestiune legată de neautenticitatea ei. Deci nu putea fi luată în dezbatere. Se credea că la baza este o influență exterioară. Apoi Sinedru interzice martorii apărării, iarăși o încălcare flagrantă a legii. Iarăși verdictul se dă pe loc și se escamotează dimensiunea jurului, da? Nu se mai votează, am amintit despre aceasta. Și condamnarea la moarte a lui Hristos are loc în aceeași zi, deși Mișna, da? Tratatul legal, legislativ din Talmud, codul penal iudaic, care se scrie în secolul 2 după Hristos, precizează foarte clar următoarele lucruri. Un proces penal care se termină cu achitarea celui acuzat se poate termina în aceeași zi în care a început procesul, doar dacă este achitat. Dar dacă este să se pronunțe o condamnare la moarte, verdictul nu se poate pronunța până în ziua următoare. Din start se încalcă și această prevedere legislativă. Cred că este superflu să amintesc faptul că ar fi fost de ajuns un singur viciu de procedură. Ar fi fost de ajuns o singură călcare juridică ca acest proces să fie declarat nul. Și uite că ajungem, după cum am numerotat eu, la cel puțin 12 vicii de procedură doar
în faza religioasă a procesului. Vom vedea mai apoi și în faza politică, în ceea ce îl privește pe Pilat, tot la fel se încalcă multe, nu chiar atât de multe, dar câteva esențiale se încalcă și acolo. Și apoi Sinedriul votează simultan și în unanimitate. Marcu 14:64, dați-mi voie să citesc, să vedem verdictul. Marcu 14:64 spune așa: ați auzit blasfemia, ce părere aveți? Iar ei toți, da, greșesc cu panta, toți au judecat că vrednic este de moarte. Ce să mai votăm, nu mai trebuie, gata, îl condamnăm la moarte. Din start, cum vedeți, se încarcă prevederea Talmudului care preciza următoarele. Citez: un verdict de vinovăție dat simultan și în unanimitate duce la achitare, deoarece se consideră că acuzatul nu a avut parte de un proces echitabil, exact cazul lui Hristos. Un verdict simultan și unanim, neputând fi decât rezultatul unei conspirații, se spune. Toți judecătorii spun ești vinovat de moarte, nimeni nu are nicio abținere, nimeni nu este împotriva acestei decizii. Procesul în sine este declarat nul, pentru că planează asupra sa o suspiciune legată de conspirație. Așadar, încălcarea tuturor acestor reguli de imparțialitate face ca acest proces al lui Hristos să fie lovit de nulitate din perspectivă juridică. O idee foarte scurtă cu privire, înainte să trecem la dimensiunea politică a procesului, mai trebuie spusă o idee legată de jurisdicția romană din Iudeea. Știți că provincia Iudeea a fost administrată de Roma în timpul împăratului Augustus, fiind considerată un domeniu împărătesc, de aceea se numea un procurator acolo, care era mandatat direct din partea împăratului să vegheze asupra ordinii publice a acelei regiuni. Acest procurator, în cazul nostru în Iudeea, Pilat, se bucura de legea numită Ius Gladii, adică era mandatat de către împărat să pronunțe, era competent să pronunțe pedepse capitale. În Iudeea, ne spune juristul Mommsen, în cartea sa Romisches Strafrecht, era tolerată o instituție, aceasta, Sinedriul, care era contrară dreptului roman. Era așa, o înleznire. Sinedriul avea competența să judece procesele religioase, avea competența să achite sau să condamne, însă întotdeauna urma confirmarea achitării, respectiv pedepsirii acuzaților, de partea procuratorului roman. Dacă el nu semna, nu se putea pune în aplicare decizia Sinedriului. Vedeți de ce a fost nevoie ca să se comute acest proces în zona jurisdicțională a lui Pilat. Procesul roman, conform epocii, începea așa. Deci am văzut până acum procesul religios, cu toate inadvertențele sale. Acum să vedem ce spune legea cu privire la desfășurarea echitabilă și echidistantă și imparțială și judicioasă a proceselor romane, a dreptului roman. Procesul începea cu expunerea acuzării, se aduceau, da, martorii acuzării, apoi urma interogatoriul, discuția, nu, dintre Pilat și Hristos. Se ascultau martorii, iarăși vedeți, o procedură încălcată de Pilat, pentru că lipsesc martorii apărării în cazul lui Iisus. Se închidea procesul printr-un anunț public, urma deliberarea judecătorului cu consilierii lui, iarăși cu prevedere încălcată de Pilat, pentru că nu îi întâlni pe acești consilieri atunci când Pilat declamă ibis in crucem, da? Puneți-l pe cruce, da? Și totul se solda cu pronunțarea sentinței. Nu se respectă întru totul prevederile juridice, nici în cazul procesului politic, dar totuși este mai transparent, cu mult, decât procesul religios iudaic. Istoricul Tacitus, în analele sale, ne spune că execuția la moarte se îndeplinea imediat. Era una publică și se realiza doar în zilele de lucru. Soldații executau
infama condamnare sub atenta protecția unui ofițer însărcinat cu pedeapsa. Iar merită de amintit aici și cum se desfășura această procedură a răstignirii. Să vedem exact ce spunea legea de atunci. Și vă citez din juristul Robert Mayer, în cartea sa Der Prozessjesum, un jurist german, care spune așa: condamnatul, în cazul nostru Hristos, era dezbrăcat total, i se acoperea capul, furca i se punea pe ceafă, brațele erau legate de extremitățile acesteia, corpul legat de furcă, tras sus pe un stâlp, așezat pe locul execuției și picioarele legate de acesta. Moartea condamnatului era provocată fie de setea grozavă, fie prin bătaia cu vergile, fie prin zdrobirea șoldurilor. Flagelarea, vă amintiți episodul biciuirii lui Iisus, n-a fost nimic întâmplător, era potrivit legii, flagelarea premergea executării pedepsei cu moartea. Prin urmare, merită să mai lansăm această reflexie. A fost doar o ședință a Sinedriului. Revenim puțin asupra zonei religioase, nu o părăsim încă. A fost doar o singură ședință sau au fost două? Pentru că și aici părerile specialiștilor se împart. Și răspunsul îl avem în această carte pe care vă o recomand ca lectură în această săptămână a patimilor, scrisă de juristul Fruma și de părintele profesor Grigore Marcu de Noul Testament de la Sibiu, care au tipnit, intitulată Procesul Mântuitorului. Aici se spune că de fapt a avut loc o singură ședință, începută ilegal în casa lui Caiafa, pe timp de noapte, cu martori mincinoși, cu lipsa martorilor apărării, cu acuze mincinoase, da? Dar totul s-a petrecut și soldate mai apoi cu condamnarea la moarte. Totul începe în jur de ora 4 noaptea și se finalizează spre dimineață. Iar dimineață îl duc pe Hristos la Pilat ca să le aplice lor condamnarea la moarte, fiindcă ei nu aveau jurisprudența necesară de a pune în aplicare o condamnare la moarte. Practic este vorba despre o singură ședință mincinoasă, după cum spuneam, a Sinedriului și nu de două, pentru că unii spun că s-a mai reluat cazul dimineață. Nu putea Caiafa să riște, nu putea să riște reluarea judecății lui Hristos. Că s-ar fi putut trezi cu martorii ai apărării, ar fi putut apărea Iosif din Arimatea, Nicodim și alții care să-l apere pe Hristos și atunci întreaga sa acțiune ar fi fost soldată cu eșecul. Și atunci, ca să nu riște, s-a spălat repede pe mâini, l-a condamnat pe Hristos și a comutat mai apoi cu multă viclenie procesul din faza sa religioasă în faza sa politică, deși condamnarea lui Hristos nu are de-a face cu nimic. N-are la bază nimic de a face cu politica vremii. Acuzațiile sinedriștilor din rațiuni politice erau acestea. Două. Pilat, să știți că nu cade în această capcană, dar nici nu este consecvent până la capăt. Vom vedea imediat. Care erau aceste acuzații de ordin politic ale elitelor religioase și politice împotriva lui Hristos? Odată, că oprește birul dat cezarului și în al doilea rând că se autointitulează rege și prin aceasta pune în pericol establishmentul de la Romă. Erau acuzații mincinoase, vă amintiți că întrebat Hristos și atras în această cursă, n-avea cum omul să-l atragă în cursă pe Dumnezeu, când este întrebat ce să facem, dăm cezarului dijmă sau nu, ce răspunde Hristos? Dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Răspuns clar. Dar ei ce fac? Răstălmăcesc, da? Răstălmăcesc acest răspuns al Mântuitorului și îl transformă într-o acuză împotriva sa, cum că este împotriva taxelor oficiale, ceea ce atrage atenția lui Pilat, nu? Știți de ce toate acestea?
Să știți că, de fapt, acești vicleni sinedriști apelau la un context al vremii de atunci. În întregul Imperiu Roman era așa numită pacea oficială. Ați auzit probabil de Pax Romana. Era un echilibru intern destul de fragil. Împăratul de la Roma nu-și dorea revolte așa gratuite, pentru că era destul de greu să le controlezi pe toate, datorită vastității Imperiului Roman de atunci. Atunci se inoculase această pace oficială peste tot, era toleranță religioasă, nu ca și în vremea lui Nero de mai târziu, ci erau liberi să-și practice fiecare religia lor. Și atunci viclenia sinediștilor înspre aceasta țintea, făcându-l pe Pilat să creadă că dacă îl va achita pe Hristos și îl va lăsa liber, el s-ar putea să atenteze la această pace romană și atunci se va face vinovat de crima de les majestate. Crima de les majestate care era din stat socotită cea mai mare ofensă adusă împăratului și trebuia finalizată, nu-i așa, cu moartea. Pe această chestiune mizau acești sinedriști. Vedem, nu? Viclenia lor. Dați-mi voie să pun o întrebare, să luăm așa un moment de respiro. Totuși, ne putem întreba pe bună dreptate. Și care este totuși crima politică săvârșită de Hristos și ce pedeapsă legală îi se cuvenea lui, conform dreptului penal roman al vremii? Acum am spus, exista în dreptul penal roman incriminarea gestului de les majestate, în termeni tehnici, crimen lese maestatis populi romani, care era definirea infracțiunii legate de cultul împăratului. Vă aduceți aminte, cultul împăratului, inițiat de renumitul și dictatorul împărat roman de jumătate de secol I înainte de Hristos, cu numele său Iulius Cezar, cel care preia toată puterea în mâna sa și transformă Republica Romană într-un regim totalitar mascat. Știți că împotriva lui se ridică Brutus și încearcă să-l destabilizeze pe acest putinist al vremii. Da? Vă aduceți aminte despre el din scrierile lui Suetoniu, nu? Cele 12 vieți ale împăraților, ale cezarilor, sau de ce nu din Shakespeare, cei care ați citit piesa de teatru cu același nume, Iulius Cezar. În fine, de la el și mai apoi prin fiul său, Octavianus, se pecetulește acest cult al împăratului. Și oricine, dintr-un gest sau altul, concret sau imaginat, aducea ofensă imaginii împăratului, era pasibil de moarte. În aceasta consta, nu? Dacă vreți, crima politică a lui Hristos, care ar fi adus întinare imaginii împăratului prin faptul că se auto-intitula rege al iudeilor. Deși, dar nu ne-am ce timpul acum să citim, veți citi dumneavoastră acasă în Ioan, capitolul 19, veți vedea dialogul între Pilat și Iisus. Și Pilat îl întreabă, ești tu regele iudeilor? Nu? Și Hristos, vedeți, îi răspunde, nu, că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Avem de-a face cu o împărăție spirituală. Pilat înțelege. Și să știți că de trei ori, dacă citim Evanghelia, îl declară pe Hristos în fața mulțimii înfierbântate, îl declară nevinovat. Dar n-are tăria de caracter să ducă până la capăt această judecată de valoare. Așadar, haideți să vedem acum, pentru că am spus că vrem să rămânem doar pe zona strictă a erorilor juridice. Haideți să vedem. Pe Pilat îl putem acuza de vicii de procedură, pe sinedriști îi putem acuza cu duiumul. Dar haideți să vedem cum stau lucrurile în cazul lui Pilat. Trebuie spus că în toate aceste demersuri ale lui Pilat de a-l achita pe Hristos, de a-l înfățișa mulțimii ca fiind nevinovat, spune juristul Mircea Duțu, se încearcă respectarea procedurii extraordinare aplicabilă doar în provincii, și anume competența magistratului, da, competența sa,
de a soluționa cauza in extremis, prin gestul spălării mâinilor. Aduceți aminte acest gest al lui Pilat, care nu e deloc întâmplător. El este prins la lege, prin care se degrevează de sarcina judecării și lasă totul la decizia publicului. Recomand spre lectură această carte a juristului Mircea Duțu, Procesul lui Isus, o analiză mai mult juridică decât teologică, și veți vedea toate dedesubturile care pot fi aduse în discuții și cum o paletă largă de teme noi se creează și se pot discuta. Timpul ne presează și trebuie să trec fugitiv prin toate acestea și nu mai rămâne să dezvolt. Cert este că exista acest obicei al spălării mâinilor, prin care judecătorul, da, guvernatorul Pilat în cazul nostru, arăta mulțimii că el îl consideră nevinovat, că el își dorește achitarea sa, dar datorită frenezii mulțimii, însetată de sânge, nu se poate pune împotriva ei și îl dă în mâna lor. Repet, am amintit și trebuie reluat. Se temea Pilat de periclitarea lui Pax Romana. Și pe aceasta insistau și acești viclenți sinedriști. Și să știți că mai există ceva legat de contextul lui Pilat. Cu câțiva ani înainte de începerea acestui proces, da, autoritatea lui deja se știrbiseră în popor. Să știți, Pilat era o persoană șantajabilă. Era o persoană problematică din punct de vedere al competenței sale. S-a întâmplat un lucru. A dorit să introducă la Ierusalim, cred că în anul 27 după Hristos, da, în 27, spun istoricii, a încercat să introducă la Ierusalim statuia împăratului. Și vă dați seama reacția virulentă a evreilor, asemănătoare introducerii, nu? Ne mai spune istoria cu un anumit Iosif, un anumit Antioch Epifan, da, din perioada Seleucizilor, a introdus însuși în templul de la Ierusalim statuia păgânului Zeus și ce revoltă s-a creat prin Macabei. La fel și acum, era să facă aceeași greșeală și Pilat, prin introducerea statuii împăratului Tiberius. Și s-au revoltat și s-a creat o isterie în masă. Și uite cum pacea romană era periclitată datorită unei prostii făcute de Pilat și s-a retras. Și mai apoi iarăși a dorit să construiască un viaduc din banii de la templu. Acum iarăși evreii cu sinedriștii s-au revoltat, de ce să cheltuiască cu această construcție din averea de la templu? Și iarăși a creat așa o revoltă. Deci vedeți, ăsta e contextul în care activează Pilat. E bine să știm aceasta. A avut câteva derapaje și acum cu Hristos nu dorea să reia acele probleme. Nu dorea nici de cum să-și pună în periclitare scaunul. A ținea cu dinții de scaun. Vedem în el imaginea celui ahtiat după putere, da? Care este dispus să condamne la moarte un nevinovat. Numai să-și păstreze scaunul. Aici se consumă drama, nu? Cu acest Pilat. Și acum, haideți să vedem dacă putem vorbi despre erori juridice. Deci, repet, gestul spălării mâinilor nu poate fi considerat o eroare juridică. Exista în dreptul penal roman al acelor vremuri. Procedura judiciară romană aplicabilă în cauză, cognitio extraordinem, cuprindea patru părți esențiale. Acuzarea, interogatoriu, mărturisirea acuzatului, sentință. Aici nu avem ce să imputăm decât cu mici detalii lui Pilat. După ce își dă seama de nevinovăția lui Isus, încearcă un subtertip. Și de aici se naște problema. Ce face el? Își declină autoritatea juridică înspre Irod. Vă aduceți aminte? Îl trimite la Irod, care era guvernatorul Galilei, spunând că s-a născut pe teritoriul tău, tu ai competența necesară să-l judeci, eu nu am competența juridică. Irod ce face? La fel îl trimite iarăși la Pilat, vedeți, la fel periplul de la Ana la Caiafa. Irod îl trimite iarăși la Pilat din motiv că acuzația de lez majestate s-a consumat pe teritoriul său, în Iudeea. Din punct de vedere jurisdicțional, avem de a face cu ceea ce se numește, în termeni juridici, conflict negativ de competență. Când o instanță
își declină autoritatea înspre o altă. Când se întâmplă așa ceva, pe cale de consecință, juridic vorbind, procesul în sine trebuia trimis înspre o instanță superioară. Nu exista alta în Iudeea de atunci, dar exista una superioară la Roma, condusă de împăratul. Motiv pentru care, dacă e să imputăm o eroare juridică lui Pilat, este aceasta. Ar fi trebuit să-l trimeată pe Hristos să fie judecat la Roma. Dar iarăși problemele apar, pentru că spun specialiștii, de exemplu, recomand această carte pentru cei care sunteți cunoscători ai limbii engleze, The Trial of Jesus, veți vedea cum, de fapt, nu se putea pune în practică nici aceasta, pentru că Hristos nu avea cetățenie romană. Da? Dacă e să comutăm discuția înspre zona procesului Sfântului Apostol Pavel și veți vedea citind ultimele capitole din Faptele Apostolului, el putea fi trimis să fie judecat la Roma pentru că avea cetățenie romană. Nu se petrecea același lucru și cu ceilalți cetățenii ai Imperiului, celelalte etnii ale poporului. Deci dacă nu aveai cetățenie romană, trebuia să fii judecat de tribunalul local. Atunci, vedeți, se naște o suită întreagă de probleme, de problematizări. De aceea putem spune că este o eroare juridică aceasta, că n-a trimis mai departe, dar la fel de bine putem spune că trebuia să găsească o soluție ca acest proces să fie rezolvat și finalizat pe acest teritoriu al său de competență. În fine, rămâne discutabilă această incriminare cu privire la verticalitatea procesului în sine, dar apare o a doua eroare juridică asupra căreia nu mai planează niciun dubiu, nicio suspiciune. În ce constă aceasta? Ce face Pilat? Îl rejudecă pe Hristos. Da? În cazul acesta, ce face Pilat? Încalcă regula juridică romană numită non bis in idem, adică nu poți să-l judeci pe un om de două ori pentru aceeași faptă. Și aici greșește Pilat. Și aceasta îi se poate imputa și acesta poate fi considerat un viciu de procedură. Și acum, haideți să vedem foarte pe scurt, să privim puțin episodul acesta al tranzacției cu Barabas. Barabas, da? În limba ebraică ce înseamnă Barabas? Bar, fiul Ava, tatălui, Ava, fiul tatălui. Să știți că din mărturisirea lui Iosif Flaviu, renumitul istoric evreu, știm că pe Baraba se mai numea Iisus. Baraba se mai numea Iisus. Deci, cu alte cuvinte, strict terminologic, când spunea Iisus Baraba, spuneai Iisus, care provine din verbul Yeshua, în ebraică însemnând a mântui sau salvează-ne acum, Hoșana, ce strigau evrei de flori, cum mai recent, era un cuvânt în aramaică, care asta însemna salvează-ne acum, care se înrudea etimologic cu Hoșia, în evraică înseamnă salvează-ne, mântuiește-ne, întâlnim în Psalmul 126, versetul 25, dacă nu greșesc, în care se spune Dumnezeu, psalmistul, da? Îl imploră pe Dumnezeu, această deprecație, da? La cină deschisă, Dumnezeul meu, mântuiește-ne. Da? Și acolo apare Iașa, mântuiește. Deci, Iesua însemna salvează-ne Dumnezeu. Da? Iahve, Iesua, Dumnezeu salvează-ne. Deci ce înseamnă numele lui Iisus Baraba din punct de vedere terminologic? Salvatorul, fiul Tatălui. Cum se numește Hristos? Nu fiul Dumnezeului Tată? Nu este El Iisus Mântuitorul? Vedeți ce fină demarcație între accesoriu și esențial? Practic, mulțimea manipulată, dacă s-a produs o tehnică de manipulare în masă acolo. Și noi prin Rădulescu Motru și profesorul Daniel David avem cărți care vorbesc despre psihologia poporului român. E tot la fel. Putem interpreta psihologic această manipulare a maselor, orchestrată de către elita religioasă și politică de atunci. Au manipulat mulțimea să le aleagă pe Baraba în locul lui Iisus. Adică ce? Un fals Mesia în locul adevăratului Mesia. Și istoria ne mai consemnează. Ne consemnează multe astfel de momente în care mulțimile aclamează un fals Mesia. În 132, dacă bine aduc aminte, după Hristos,
pare un așa numit Bar Kokhba, fiul stelei, care se autointitulează Mesia și pornește la insurecție împotriva Imperiului Roman și promite eliberarea evreilor. Ce rezultă de aici, dragilor? E bine să înțelegem aceasta. Mulțimea aștepta un Mesia politic care să-i elibereze de jugul Imperiului Roman. Hristos, în schimb, le promitea o eliberare în spirit, o eliberare duhovnicească, de sclavia păcatului și mântuire veșnică. Dar ei n-aveau nevoie de un astfel de Mesiah, ci aveau nevoie de un Mesiah triumfător care să le deschidă accesul la putere și să domine vecinii din zonă și totul să se comute așa, vedeți, ca un trist avatar în zona dimensiunii politice. Și asta aștepta mulțimea. Deci așteptarea ei a fost înșelată. Și pe fondul acestei deziluzii, da, marșează acești vicleni sinedriști când manipulează mulțimea să strige: dați-l pe Baraba și puneți-l la moarte pe Iisus Hristos. Fine, să revenim puțin acum la perspectivii juridice. Închid această paranteză puțin cam lungă. Haideți să vedem episodul acestei tranzacții. A fost legal sau nu? Era prevăzut de dreptul penal roman ori ba? Procedura aceasta juridică romană se putea întâlni în trei faze. Nici de cum faza cu Baraba, da? Voi explica imediat. Deci se putea întâlni în trei faze. Prima se numea abolitio, adică o grațiere colectivă. Da? Printr-un concurs de împrejurări, un popor întreg care era condamnat la moarte sau o cetate întreagă condamnată la moarte era declarată achitată. Se întâmplă, să știți, în istorie, secolul IV, în Constantinopolul, condus de atunci de Sfântul Ioan Gură de Aur. Cei care ați citit omilii la statui, vă aduceți aminte, ceva asemănător cu eroarea pe care era să o facă Pilat. Se întâmplă 3 secole mai târziu în Constantinopol, când dintr-un exces de zel și de furie datorită taxelor prea mari, credincioșii lui Sfântul Ioan Gură de Aur, parohienii lui, se ridică la revoltă și dărâmă statuile împăratului. Acest gest era socotit ca lejmasitate și erau condamnați la moarte. Și atunci vă aduceți aminte că revin sfinții din crăpăturile pământului și intervin pentru ei și se produce minunea. Ei, e un moment de abolitio colectivă. Ei, deci, un judecător, pe baza acestei proceduri, putea să elibereze o întreagă comunitate, un întreg grup de oameni. Apoi, exista faza a doua numită indulgentia, adică neaplicarea pedepsei în cazul celui vinovat, în urma unui apel, a unei intervenții exterioare miraculoase. Și în fine, ultima fază, care se petrece de fapt cu Pilat și Iisus, numită venia, adică când judecătorul îl considera nevinovat pe inculpat. Exact cum Pilat îl vede pe Hristos în deplina sa nevinovăție. Grație unor descoperiri arheologice recente, cum este cazul papirusului de la Florența, care conține referiri la un proces verbal al unei audiențe de judecată dintr-un Egipt de secolul I aflat sub jurisdicție romană, unde guvernatorul de acolo apelează la această procedură numită venia și le liberează pe un deținut. Deci era la modă. Și nu trebuia să dea raportul nici mulțimii, nici împăratul, decât doar înscris. Avea puterea juridică să facă aceasta. Acest guvernator din Egipt, înțelegând nevinovăția inculpatului acelea, îl declară nevinovat. Dar Pilat ce face? Datorită presiunii mulțimilor, și datorită faptului că era șantajabil, deși convins de nevinovăția lui Hristos, totuși, da, îl condamnă la moarte. Dreptul penal roman nu presupunea neapărat înlocuirea celui achitat cu un altul condamnat. A fost așa un subtertip. A un tertip folosit de Pilat, crezând că va îmbuna mulțimea. Și să știți că unii greșit cred că exista aceasta în cutuma iudaică. Nu!
Nu exista acest obicei ca de Paști evreii să solicite eliberarea cuiva. E din tradiție, nu. Și e în contradicție cu textul biblic. Pentru că se spune clar în Ioan că Pilat spune că doresc să vă eliberez eu, de la mine putere, acum de Paști, un deținut. Nu că aceasta ar fi o chestiune ce ține de cutuma voastră iudaică. Nu. Deci să depășim această viziune și să înțelegem că toată puterea de achitare a lui Hristos a stat în acel moment în mâinile lui Pilat. N-a mers până la capăt, fiindcă a fost un laș, fiindcă a fost un corupt, fiindcă a fost un șantajabil, fiindcă se temea de reacția mulțimii. Credea că dacă îl va elibera pe Hristos, va dinamiza furia latentă a mulțimii, totul putându-se solda cu periclitarea acelui fragil pax romană. Și face pe plac mulțimii, se spală pe mâini și îl condamnă pe Hristos. Îi se poate incrimina lui Pilat viciul de procedură în cazul legii venia. El a încercat să dreagă busuiocul, scuzați expresia, propunându-l pe Baraba, dar mai mult a complicat situația. Mai mult a inflamat spiritele. Pentru că din acel moment, mulțimea furibundă, mulțimea haotică, frenetică, extaziată, nu și-l mai dorea ca Meșaia decât pe Baraba. Atunci, ce putea să facă altceva cu Hristos decât nu să-l condamne la moarte? Cam asta este, așa, dragilor, foarte pe scurt și foarte condensată, toată această interpretare din perspectivă juridică a procesului lui Iisus, care se desfășoară în două faze. Faza religioasă, cu toate viciile de procedură ale Sanhedrinului, și mai apoi este comutată printr-o viclenie a sinediștilor în fază politică și Hristos este condamnat pe motiv de lez majestate. Istoria consemnează că Pilat scrie un raport și îl trimite lui Tiberiu și încearcă să explice de fapt de ce l-a condamnat la moarte pe Hristos. Înainte să încheiem, și mă bucur că am reușit să mă încadrez în promisiunea de a vorbi o oră, merită să insistăm asupra unei chestiuni. Poate unii dintre dumneavoastră vă întrebați, de ce era nevoie în toată această economie a procesului lui Iisus de apariția acestui șantajabil Pilat? De ce era nevoie de el? În primul rând, Sinedriul iudaic nu avea competența juridică necesară în teritoriul respectiv, ei fiind sub stăpânire romană, da? N-aveau competența de a pune în aplicare pedepsele cu moarte, decât doar dacă primeau acordul autorităților romane reprezentate în acea perioadă de timp și în acea regiune de către Pilat. Deci doar cu acordul lui puteau pune în aplicare evrei, Sanhedrinul, o pedeapsă cu moarte. Legea iudaică, Tora, cum am văzut și în Deuteronom și în Levitic, era în favoarea uciderii vinovatului. Pentru că uitați ce se spune în Ioan 19:7. Ioan 19:7 este scris așa. Iudeii i-au răspuns, da, lui Pilat. Noi lege avem, Tora. Și după legea noastră trebuie să moară. Deci Tora era dădea favoare pedepsei cu moartea în cazul blasfemiei, da? Pentru că s-a făcut pe sine fiul de Dumnezeu, rețineți Deuteronom și Levitic. Și luați în calcul și episodul cu Ieremia 26, în care și el acolo, da, mănunchează în destin Hristic. Deci, puteau condamna la moarte, nu aveau jurisprudența necesară de a pune în aplicare pedeapsa cu moarte, aveau nevoie de consfințirea autorității legale de atunci, de semnătura lui Pilat, și doar așa se putea soluționa cu moartea o condamnare a unui proces desfășurat la Sanhedrin. Tribunalul nu avea competență. De unde știm aceasta? Tot din Ioan 18:31 de data aceasta. Ne-a uitat ce se spune. Deci le-a zis Pilat, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Iudeii însă i-au zis, nouă nu ne este îngăduit să omorăm pe nimeni. Adică să nu se înțeleagă că nu ne îngăduie legea noastră să omorâm. Ba da, în Deuteronom și în Levitic, legea îți îngăduie să-l omori pe blasfemiator. Dar repet,
Hristos nu blasfemiase și nu culise, ci era o minciună adusă din partea acestor cabotini. Da? O ignominie la scenă deschisă. Nu, nu, el nu blasfemiase. Deci legea permitea uciderea cu moartea blasfemiatorilor, dar ei când spun aici că nu ni se permite, legea iudaică, da? Stăpânirea voastră, autoritatea voastră, nu ne permite nouă să punem în aplicare o pedeapsă cu moartea. De aceea Evanghelia, și este ultimul verset pe care îl citesc, Evanghelia afirmă doar competența jurisdicțională a lui Pilat. Ioan 19:10, același capitol. Atunci Pilat i-a zis, în dialogul său cu Hristos, mie nu-mi vorbești? Nu știi că putere am să te eliberez și putere am să te răstignesc? Iisus i-a răspuns, asupra mea n-ai avea nicio putere. Dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. N-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Deci vedeți, pe cale de consecință, Evanghelia mărturisește indirect că Pilat avea doar el autoritatea de a condamna la moarte. În două minute vreau să fac concluziile și să vă spun, cred că am dovedit deja, din punct de vedere strict juridic, că acest proces este cel mai mincinos și mai nedrept proces care s-a desfășurat în istoria omenirii. Toate aceste vicii de procedură încălcate nu reflectă altceva decât smerenia imensă a lui Hristos, că s-a smerit până acolo și a intrat până în această mizerie a neputinței umane, încât să-l răspundă pe om. Și vedeți, inul cristologic din Epistola către Filipeni, în capitolul 2, unde se vorbește despre kenoza Mântuitorului, deșertarea de sine, smerenia de săvârșită a lui Hristos, a acceptat în atot știința sa, Dumnezeu știa la ce va fi supus, și a acceptat cu verticalitate, cu stoicism, cu bărbăție, cu demnitate, cu abnegație, supunerea sa la toate aceste enormități, la toate aceste vicii de procedură. Și încă o idee. De aici învățăm și noi câtă nevoie avem de smerenie. Și încă o idee la care merită să medităm. Vedeți, toată această temă a procesului lui Iisus și de fapt toate evangheliile pe care le veți auzi în săptămâna aceasta a patimilor, la slujba denilor, nu fac altceva decât să vă alunece pe sub priviri câteva tablouri. În primul rând avem tabloul judecătorilor corupți. Apoi avem tabloul preoților necinstiți și mincinoși. Avem tabloul mulțimii lăsate manipulate, o mulțime manipulată. Avem tabloul conducătorului responsabil cu autoritatea, dar care de dragul scaunului îl condamnă pe nevinovat. Avem un alt tablou a soldaților însărcinați cu pedeapsa, care dintr-un exces de zel devin prea cruzi și prea inumani cu privire la aplicarea pedepsei celui nevinovat. Avem, de ce nu, tabloul lui Petru, care se leapădă de Dumnezeu. Avem tabloul lui Iuda, care îl trădează și îl condamnă pe Dumnezeu. Și avem de partea cealaltă tabloul credincioșiei asumată până la cap. Avem ipostaza lui Ioan, evanghelistul, care rămâne aproape de Hristos, da, până la capăt. Exact cum Hristos va mărturisi, și dacă nu cumva în Evanghelia lui apare, că i-a iubit pe ai săi, și așa și spune textul biblic, și i-a iubit până la capăt. Așa face acest ucenic iubit al Mântuitorului, rămâne până la capăt, alături de Mântuitorul său, sau imaginea Fecioarei Maria, da? Sau imaginea sau tabloul femeilor mironosițe. Prin urmare, dragilor, vă invit să meditați, mai ales în această săptămână a patimilor, la această chestiune. Oare noi, prin viața noastră, prin gândurile noastre, prin faptele noastre, în care din toate aceste tablouri ne regăsim? Cineva spunea pe bună dreptate că la un moment dat gustăm câte un pic din fiecare tablou. Se găsește în noi câte un pic de Iuda, se găsește în noi câte un pic de lașitatea lui Petru, se găsește în noi un pic de exces de zel când nu e cazul,
se găsește noi puțină corupție, se găsește noi puțină minciună și așa mai departe. Dar bine este ca în această săptămână să ne curățim de toate aceste patii și să troneze în noi de-a purul, dacă se poate, tabloul cui? A Sfintei Fecioare Maria, a femeilor mironosițe și a Sfântului Ioan Evanghelistul. Vă mulțumesc pentru că ați avut cu toții răbdare să ascultați această scurtă prelegere. Conform formatului, îmi revine acum în maxim 10 minute să iau întrebările și să încerc să răspund întrebărilor puse de dumneavoastră. Prima întrebare este a lui Ioan. Spuneți exact de câte ori a încercat Pilat să-l salveze pe Iisus Hristos. Am spus de 3 ori. Dacă citiți Evanghelia după Ioan, capitolul 19, veți vedea că de 3 ori Pilat iese în fața mulțimii și rostește memorabilele cuvinte care îi vor sta cap de acuzare morală lui. Nu găsesc nicio pricină de învinuire în omul acesta. Nu găsesc nici o vină în el. S-a spălat pe mâini și s-a degrevat de orice răspundere. Dar dați-mi voie să pun următorul accent. Din punct de vedere juridic, actul spălării pe mâini nu contravine nimic cu legislația în vigoare, dar contravine cu propria sa conștiință. N-a încălcat cu nimic legea făcând aceasta, dar și-a încălcat conștiința și-a semnat un act de o profundă carență morală. Pentru că și-a călcat în picioare conștiința, cea conștiință care îi spunea lui că acest pe care urmează să-l condamne la moarte este nevinovat. Și mai apoi să nu uităm, dragă Ioan, să nu uităm episodul în care vine soția sa, nu? Claudia Procula. Deci disperată, îi face semne. Dar nu cumva să se atingă de dreptul acesta, pentru că multe a suferit în vis azi noapte din pricina sa. Dovadă că Hristos într-un fel îi se revelase aceste femei și îi mărturisise despre nevinovăția sa și ea, din iubire față de soțul său, să nu cumva să comite soțul ei o enormitate, merge să-l salveze. Merită și acest detaliu. Această Claudia Procula era fiica lui Tiberiu, în palatul de la Roma. Pilat de-aia ajunge guvernator acolo, datorită acestor încuscriri specifice zonei de atunci, specifice epocii medievale, specifice și zilor noastre, când unii se căsătoresc din interese strict pecuniare și din dorință de a ocupa funcții. Tatăl ei, acest imprevizibil Tiberiu, dacă veți citi opera lui Suetonius, despre care am amintit, cu viețile celor 12 cezari, veți vedea câtă promiscuitate, cât libertinaj. Soția sa era o femeie de o moralitate îndoielnică și el, Tiberiu, suferea mult din cauza aceasta. Cert este că fata sa, această Claudia, avea o relație bună, etică cu soțul său, de unde și dorința ei de a-l salva pe Pilat de un gest in extrem. Dar istoria ne va dovedi că până la urmă a fost și el, la rândul său, datorită unei conjuncturi nefavorabile, acuzat de lezmajestate și sfârșește prin a se sinucide. Mai departe, mulțumim pentru recomandările de lectură, da, ar mai fi două, nu știu de ce am trecut peste ele. Vă recomand și această carte, Andrei Scrima, un mare intelectual ortodox al nostru, Funcția critică a credinței. Știți de ce? Pentru ca să nu vă mai lăsați manipulați. Vedeți? Toată această drama a procesului Iisus comportă și o dimensiune a manipulării. Mulțimea aia care urla frenetică, dă-ne-l pe Baraba și ucide-l pe Hristos, era manipulată. Și ea nu știa că este manipulată. De ce? Pentru că se apela la sentiment, la emoția de moment, care nu are durabilitate. Nu are durabilitate. Deciziile de anvergură se iau nu din sentiment, și se iau ca o reflecție, după o profundă reflecție interioară, după o
constantă șlefuire a minții, după o întărire a caracterului. Acestea trebuie să fie coordonatele care să stea la baza deciziilor noastre și nu sentimentul, nu emoția de moment. De aceea, Sfinții Părinți, vedeți, am sărbătorit-o, nu, duminica trecută, pe femeia păcătoasă din Luca 7. Decizia ei de pocăință, să știți că n-a stat pe baza sentimentului. Ea nu din emoție lăcrima. Și spun Sfinții Părinți, Palama, Isaac Siru și alții, că din străpungerea inimii, catanixis cardia, la străpungerea și pentos, lacrimile de pocăință, astea trebuie să stea la baza deciziilor noastre și nu emoția. Și ca să le cultivăm aceste deziderate, da, această trezvie duhovnicească, este nevoie de o funcție critică a credinței noastre și nu una așa de moment. Și în ultimul rând, îmi permit să vă recomand și această carte. Este o cărămidă importantă, Enciclopedia iudaismului. Și aici veți găsi precizări foarte importante. Privire la Sinedriu, privire la Saducheii, la farisei, la tot ce înseamnă această cultură iudaică, de care nu ne putem lipsi dacă vrem să înțelegem coerent și constructiv textul biblic. Mergem mai departe. Teodora ne spune să se rejudece astăzi procesul lui Iisus Hristos și să fie condamnați de istorie potrivit dreptății acești judecători nedrepți, mincinoși, falși și lacomi. Dăm voie, dragă Teodora, să-ți spun că în 2003, dar dacă veți citi cartea aceasta, în introducerea ei se spune, poate găsesc acum repede, dar timpul ne presează, dar se spune că în 2003, că bine mi-aduc aminte, da, în fine, scrie în cartea asta, în 2003 se pare că un judecător kenian, în Kenya, dă în judecată la tribunalul de la Haga pe Caiafa și pe Pilar și pe toți aceștia judecători falși și cere să se redeschidă cazul și să se judece din nou procesul lui Iisus, doar că se întâmpla aceasta într-un Ierusalim, puțin timp de dinaintea declamării independenței sale, vă aduceți aminte, de David Ben-Gurion în 1948, da? Și evenimentele, precipitarea de atunci n-a lăsat să se așeze o bună gândire cu privire la acest subiect și așa a fost vremea de atunci încât nu se putea în efervescența, da, nașterii statului Israel să se ocupe cu treburi pe care ei le considerau de ordin secundar. Dar să știi că istoria consemnează o reluare a acestui proces, o achitare a lui Hristos și o condamnare la moarte a acestor nevrednici sinedriști. Și merită să ridicăm această întrebare retorică. Totuși, cine l-a ucis pe Hristos? Cine? Atena? Prin cultura ei, oare învățăturile lui Hristos intrau în contradicție flagrantă cu filozofia Atenei? Dar oare relația dintre stoicism și creștinism ce ne spune? Deci Atena îl condamnă pe Hristos la moarte? Oare îl condamnă Roma prin jurisprudența ei, sau îl condamnă Ierusalimul prin această șleachtă coruptă a preoților și fariseilor, saducheilor, cărturarilor de atunci? Cine îl omoară pe Hristos? Răspunsul îl vom da în fiecăruia în dreptul inimii noastre. Mai trebuie să fac o scurtă precizare, dacă mai aveți răbdare. Să știți că la Conciliul II Vatican, jumătatea secolului trecut, acela despre care Sfântul Iustin Popovici spune că s-a petrecut și cea de-a treia trădare a lui Dumnezeu, prima trădare a lui Dumnezeu este săvârșită de Adam prin căderea în păcat, a doua de Iuda prin vânzarea sa și a treia de Papa care se autointitulează Vicarul lui Hristos pe pământ și cel care nu poate să greșească sau să păcătuiască niciodată. Această dogmă a infailibilității papale este statutată în Conciliul II Vatican. În fine, în acest Conciliul II Vatican se discută și despre achitarea evreilor de această vină morală a uciderii lui Hristos și există un document acolo numit Nostra Aetate.
căutați pe internet și scrieți Nostra, aetate, veți vedea documentul cu pricina care încearcă să-i absolve pe evrei de vina condamnării lui Hristos. De acolo și întreaga poveste, destul de sensibilă pentru conștiința eclesială ortodoxă, a scoaterii textelor care incriminează pe evrei din rohodul ce se cântă în Vinerea Mare. Așa s-a hotărât atunci de către elita lumii de atunci. În fine, următoarea întrebare. Să se rejudece procesul, da? Alex ne spune de ce se sfințește cozonacul și ouăle de Paște? Alex, răspundem altă dată la această întrebare. Dan ne întreabă, oare câți dintre noi avem calitatea astăzi de a fi avocații lui Hristos? Foarte bună remarcă. Poate chiar ar trebui să încheiem ridicând această problematizare. Câți dintre noi avem astăzi autoritatea morală de a fi avocații lui Hristos? Sincer, nu știu dacă Hristos are nevoie de avocați. Pentru că El se apără singur. El nu are nevoie de noi ca avocați. În cel de-al doilea război mondial, când evreii erau gazați, se ridicaseră această problemă a ubicuității lui Dumnezeu. Unde este El prezent? De ce nu favorizează pe poporul său și de ce îi lasă pe evrei să moară în aceste chinuri teribile? Și răspunsul îl dă un mare evreu român, cel autorul unei cărți memorabile, Toate fluviile curg în mare. S-a creat și un institut în memoria sa. Uite ce ciudă mie că scapă numele. Am un lapsus acum. Dar dacă scrieți pe internet Toate fluviile curg în mare, este memoria lui. Elie Wiesel. Elie Wiesel. Institutul Elie Wiesel, da? Elie Wiesel spunea că Hristos era acolo, între ei, pătimind alături de ei. De fapt, Hristos este mereu prezent în istoria aceasta tumultoasă, tulbure a lumii, prezent de fiecare dată de partea celui nevinovat, de partea celui acuzat pe nedrept, de partea celui care din pricina corupției și șantabilității spiritului uman suferă pedepse pe nedrept. Acolo este Hristos lângă el. Și Hristos de pe cruce, nu, ne cheamă și pe noi. Cătălin ne îndeamnă să vă ofer un gând de final. Acesta va fi și gândul meu de final. Hristos în Vinerea Mare, ca urmare a acestui proces mincinos, se lasă răstignit pe cruce și cred că te întreabă pe tine, întreabă pe mine, întreabă pe toți cei care ne urmăriți această întrebare. Vrei și tu, Ioane? Vrei și tu, Maria? Vrei și tu să te urci aici pe cruce, alături de mine și să suferi pentru păcatele neamului tău? Vrei să ai un destin cristologic? Nu vă cramponați în acest termen destin, știu că nu este specific spațiului ortodox, dar așa mi-a venit acum. Deci vrei tu să îmbraci acest destin cristologic, precum Ieremia oarecând, precum Iov oarecând, dacă vei citi cartea de final din Iov, uite, și acesta va fi și ultimul gând de final. Rugămintea mea este să citiți toate textele de final ale Evangheliilor, Matei, Marcu, Luca, Ioan, unde se vorbește despre procesul lui Hristos și despre condamnarea sa, dar citiți și Ieremia 26 să vedeți cum se aseamănă profetul cu Hristos, cel care prezice dărâmarea templului și cum suferă din cauza aceasta, pentru că mărturisește adevărul și nu îl ascunde, nu îl obnubilează, nu îl escamotează, ci îl mărturisește public, asumându-și această verticalitate a credinței și a tăriei de caracter. Și ultimul capitol din Iov, 46, pare mi se, dacă nu greșesc, în care Iov intervine la Dumnezeu pentru acei prieteni ai săi, Elihazul și ceilalți, care au mărturisit urât împotriva sa și s-au comportat cum s-au comportat. Vedeți în toată cartea lui Iov. Și Iov aduce ardere de tot și îl roagă pe Dumnezeu, iartă-i că nu știu ce fac. Ca oarecând Hristos pe cruce, iartă-i că nu știu ce fac. Ca oarecând Moise, care intervine pentru poporul său idolatru, ca Dumnezeu să-l scape cu viața. Deci vedeți? Toate aceste tipare comportamentale sunt de fapt niște tipare cristologice. Când ne rugăm și intervenim pentru salvarea celor de lângă noi,
ne asemănăm atât de bine cu Hristos. De aceea întrebarea rămâne așa. Vrei tu să te urci pe cruce alături de Hristos și să suferi alături de Hristos? Să ne dea Bunul Dumnezeu gândul cel bun în săptămâna aceasta. Să devenim niște hristoși mici în poporul acesta atât de îndepărtat de Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru răbdare și pentru întrebările care mi le-ați spus. Hristos a înviat! Vă spun.